Meșterii tradiționali își expun creațiile lângă turnul lui Vlad Țepeș din Târgoviște. De astăzi, 18 iunie și până duminică, 21 iunie, meșterii populari din județ, dar și din celelalte colțuri ale țării, își expun creațiile în cadrul curții domnești a lui Vlad Țepeș lângă turnul Chindiei din Târgoviște. Târgul meșterilor tradiționali este un eveniment organizat cu scopul de a promova, pune în valoare și susține arta populară. La deschiderea acestui târg au fost prezenți primarul Cristian Stan și viceprimarul Cosmin Bozieru, precum și directorul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița, Ionuț Lăscai. Bună ziua, doamnă, să română! Ce faceți? Bine ați venit la Târgoviște! Ați mai fost pe la noi? Mai fost în urmă cu 2 ani. Bună, doamnă! Doamna Tricolor, am promovat din 2001 o hotărâre de guvern pe care l-am dat pentru Tricolor. Am umblat în toată țara să arăt românilor cât de frumos e drapelul Tricolor. Foarte frumos. Acum avem o asociație unde avem mulți copii de la Pitești, la 30 de km la Cornești. Și aici facem costume populare. Ce se îmbete, facem costume populare mușcelene. Avem la Târgoviște din nou un târg al meșterilor populari. Avem foarte, foarte multe produse tradiționale, foarte multe produse frumoase. Avem de asemenea pentru copii, sunt foarte, foarte multe dulciuri care sunt convins vor face deliciu celor mici. De aceea invit toți târgoviștenii, toți cei care au plăcerea să vină în incinta curții domnești din Târgoviște, să participe alături de celelalte activități și la acest, târg al meșterilor populari. Este o inițiativă a Centrului Județean de Cultură pe care și noi am îmbrățișat-o și cred că și de data aceasta va fi într-adevăr ceva deosebit. Iată că a devenit o tradiție ca Târgul Meșterilor Populari să fie la cât mai multe evenimente organizate de Centrul Județean de Cultură în parteneriat cu Primăria Municipiului Târgoviște. Noi credem că este o colaborare frumoasă. Anul acesta am încercat să aducem meșteri populari din toate zonele țării și iată, după cum observați că sunt aici, avem și personaje noi, așa cum a spus și domnul primar, foarte multe pentru copii, dulciuri pentru copii, sub egida festivalului, ca să zic așa, cu motive ale festivalului medieval, chiar turtă dulce cu Vlad Țepeș, așa cum ați observat, și vom avea surprize pe toată perioada până duminică, unde vă așteptăm cu mare drag. Sunt prezenți creatori populari reprezentativi pentru majoritatea zonelor etnografice ale țării. Aceștia au fost reuniți pentru a crea o imagine de ansamblu asupra meșteșugurilor tradiționale. Că la dumneavoastră vin o dată pe an și când vin, atunci cu ce produse fac eu și le lucrez manual, cu aia mă prezint. Fălticeni, Suceava. Am mai fost în fiecare an, acum e a doua ediție, dar și când de Sfânta Maria, când sunt zilele orașului, cred că e a șasea sau a șaptea oară. Cum vi se pare organizat orașul? Orașul curat, oamenii primitori, chiar aici este prima dată când vin, domnul de la poartă, foarte impresionat, plăcut am rămas, că mi-a explicat totul, rămâneți cu mașina, intrați, deci totul foarte amabil. E la mine prima ediție care vin, am înțeles că e a doua ediție la festival. Acum așteptăm să vedem, abia am ajuns, am așezat. Dar așa, în general, merge peste tot, nu avem niciun fel de stres. Cine lucrează și își vede de treaba lui, e logic că merge, dar dacă te ocupi cu cioara vopsită... Cum vi se pare festivalul, cum vi se pare orașul? Foarte ok, foarte ok, venim mereu la Târgoviște, un oraș foarte curat, foarte bun. Sunteți bine primiți, da? Absolut, absolut. E frumos, frumos. Am mai fost la Târgoviște și e frumos, da, am mai fost. Și-i frumos. Tot de la Ploiești suntem și ne-a plăcut. După aceea cu Ploieștiul, cum e? Aer curat, e altceva. Față de Ploiești. Mai la munte Târgoviște. Da. E frumos, aer curat, e mai puțin poluat. Da. La Ploiești, toate cele. La Ploiești sunt toate cele. Da. Deci, în concluzie, mai frumos la Târgoviște. Mai frumos. Yes. Da, avem. Mulțumim lui Dumnezeu, sperăm să fie bine. Că din Pitești. Da.
Noi venim constant, venim, da, în fiecare an venim la aceste festivaluri, la toate organizațiile care se, evenimentele care se organizează. E foarte frumos. Dacă nu ne-ar fi plăcut, nu veneam. Ați fost bine primit aici. Foarte bine, da. Foarte bine. La toate evenimentele am fost foarte bine primiți. Oamenii sunt cum se cade, sunt foarte buni. Suntem mulțumiți de condiții. Ia zic, cum a fost? A fost obositor? Ai obosit? Nu. Cum ți s-a părut priveliștea de acolo? Foarte frumos. Foarte frumoasă. De unde ești? Ploiești. În Ploiești, ai venit în excursie acolo? Da. Da. Și cum ți se pare aici, la Târgu Ovești? Foarte frumos. Foarte frumos? Da. De la curtea domnească nu lipsește garda cetății care stă de veghe.